Bună ziua și bine ați venit la seria de prezentări dedicată System Center 2012. Astăzi vom discuta despre Operations Manager 2012. Numele meu este Adrian Stoian și sunt trainer și consultant IT. Agenda este scurtă. Vom discuta despre arhitectura lui System Center Operation Manager 2012 și modificările față de versiunea anterioară și, de asemenea, diverse variante de configurare, topologii. Vom vedea că sunt o serie de modificări în ceea ce privește partea de high availability și fault tolerance. După care vom discuta despre funcționalitățile noi din Operations Manager 2012, una dintre cele mai interesante fiind Network Monitoring, cu ajutorul căruia putem monitoriza device-uri de rețea, și apoi despre Application Performance Monitoring, cunoscută anterior sub numele de AVI Code, tehnologia achiziționată de Microsoft în urmă cu un an. De asemenea, vom discuta despre opțiunile de conectare la Operations Manager cu ajutorul consolelor. Vom vedea consola normală pentru operatori, consola web și dashboard-urile pentru SharePoint. Ca istoric, Microsoft a început și a făcut intrarea în zona de sisteme pentru managementul serverelor și a stațiilor de lucru în urmă cu aproape, eu știu, 8 ani, începând cu 1994, de fapt a fost prima versiune de SMS care a fost lansată pe public, către public, SMS 1.0, deci începând, cred că am greșit la ani, deci practic 94 ar fi aproape 18 ani înainte, deci începând cu SMS 1.0, apoi SMS 2.0, deci în perioada anului 2000, și tot în aceeași perioadă a fost lansată și prima versiune a lui Operations Manager. Deci prima versiune de Operations Manager a fost Operations Manager 2000. Între timp am mai avut și alte versiuni, SMS 2003, care a fost de fapt prima versiune de SMS System Management Server care a fost adoptată pe larg, și câțiva ani mai târziu, în 2006, Microsoft a introdus prima versiune de Data Protection Manager, deci DPM 2006. În 2007 a apărut prima versiune de Virtual Machine Manager, care știa să gestioneze doar Virtual Server 2005, urmată aproape imediat de Virtual Machine Manager 2008 și apoi de 2008 R2. În anul 2009, Microsoft a achiziționat tehnologia Opalis, deci pentru integrarea sistemelor de management și pentru automatizarea proceselor. Și în 2010 au lansat pe piață soluția de Service Desk, System Center Service Manager. De asemenea, tot în anul 2010 au achiziționat aplicația AVI Code pentru monitorizarea aplicațiilor bazate pe .NET, tehnologie care acum o să vedem că este integrată în Operations Manager 2012. Acesta ar fi deci un scurt istoric al activității Microsoft în domeniul System Management. Pe noi ne interesează în particular Operations Manager. Am spus că prima versiune a fost Operations Manager 2000, dar cu adevărat acest sistem a fost adoptat la versiunea 2005, deci Operations Manager 2005 a apărut în anul 2004 către sfârșit, urmată ulterior de către Service Pack 1. Și asta a fost de fapt prima soluție serioasă de monitorizare oferită de către Microsoft, a fost adoptată de mulți clienți. Doar 2 ani mai târziu, Microsoft a rescris aproape în întregime Operations Manager la versiunea 2007, modificând arhitectura. Practic, trecerea de la 2005 la 2007 s-a făcut pur și simplu prin reinstalare de la zero, pentru că practic toate management pack-urile care au fost scrise anterior au trebuit refăcute, rescrise. În schimb, începând de la versiunea 2007, s-a clădit peste ceea ce
se realizase deja, deci am avut Operation Manager 2007 Service Pack 1, urmat de versiunea R2, care adăuga suport pentru monitorizare sisteme Unix-Linux, apoi o serie de cumulative updates, care aduceau o serie de fixuri pentru diverse probleme, să zicem, de funcționalitate în anumite scenarii tipice. Și în sfârșit, practic, acum avem la dispoziție, lansat cu doar câteva săptămâni în urmă oficial, Operations Manager 2012, versiunea finală. Dacă nu ați reușit încă să vedeți produsul, vă recomand să vizitați site-urile de download, Volume Licensing sau Microsoft TechNet sau MSDN Downloads și acolo veți găsi versiunea finală a produsului Operations Manager 2012. Dintre noutăți, prima schimbare, să zicem, mai importantă ar fi cea legată de topologiile de instalare. Și dacă ar fi să comparăm puțin cu ceea ce era la versiunea 2007 R2, la 2007 aveam noțiunea de Root Management Server și de Management Server. Root Management Server era primul server instalat și cel prin intermediul căruia se făcea accesul la baza de date Operations Manager și la Data Warehouse. Root Management Serverul era foarte important pentru că el conținea providerul de acces la baze de date, acel SDK service, și de aceea dacă pierdeam acest server, practic nu mai puteam avea o infrastructură funcțională de Operations Manager. Bineînțeles că puteam instala mai multe servere de tip Management Server pentru a gestiona și a monitorizat diverse servere din infrastructură. Fiecare management server putea gestiona până în jur de până la 2000 de servere cu agenți, dar și pentru scalabilitate puteam instala mai multe management servere. Însă, management serverul era foarte important pentru că, am spus, el conținea nivelul de acces la baze de date și din cauza asta, dacă pierdeam root management serverul, pierdeam de fapt accesul la baza de date operațională și la data warehouse. O rezolvare temporară s-a realizat în versiunea R2 prin posibilitatea de a plasa Root Management Serverul pe un cluster. Deci făceam practic un failover cluster din Windows Server 2008 și instalam Root Management Serverul în cluster. Bineînțeles, asta necesita hardware specializat, deci cel puțin două servere, storage partajat, de regulă un SAN și implicit cheltuieli suplimentare. Dar în această configurație, practic, căderea unui nod nu ne afecta pentru că Root Management Serverul făcea failover pe celălalt nod. Asta a fost, de fapt, o soluție temporară pentru a rezolva problema de disponibilitate în ceea ce privește Root Management Serverul. Până la urmă, cea mai bună soluție în caz de disaster recovery era să avem un backup corespunzător. Acum, în acest Root Management Server oferă următoarele tipuri de servicii. În primul rând, acces pentru console. Toate consolele se conectau doar la Root Management Server. Din acest motiv, nu puteam avea o scalabilitate foarte mare la numărul de console, de obicei erau 10 sau 20. Pentru companii mai mari, aceasta putea fi o problemă și, iarăși, chiar dacă aveam cluster, aveam totuși doar o singură instanță activă de Root Management Server la un moment dat. Deci, chiar dacă instalam în cluster, nu aveam, de fapt, un beneficiu în creșterea numărului de console pe care le putem conecta. De asemenea, conectorii către alte sisteme erau legați tot de Root Management Server, deci iarăși o problemă de scalabilitate. Și soluția de a pune acest Root Management Server în cluster era de obicei costisitoare, pentru că necesita servere, storage partajat și nu era la îndemâna oricui. Acest lucru s-a schimbat la versiunea 2012 prin faptul că s-a eliminat noțiunea de Root Management Server. Practic, acum putem avea mai multe management servere individuale, care toate sunt egale din punct de vedere al funcționalității. Toate serverele pot accesa
bazele de date, deci fiecare server rulează serviciul de SDK, de Data Access, și pot accesa baza de date operațională și data warehouse. Mai mult, agenții care rulează pe serverele monitorizate pot face failover automat. Astfel, dacă un agent, să zicem, discuta cu un management server și acesta, să zicem, era oprit din diverse motive, agentul va face failover automat către oricare alt management server din pool. Deci avem un pool de management servere și agenții fac failover automat către următorul management server disponibil. Deci, prin această, să zicem, modificare de arhitectură, practic se rezolvă problema și de scalabilitate, pentru că putem instala mai multe management servere, toate fie egale din punct de vedere a funcționalității și, de asemenea, agenții fac failover automat. Acest lucru este valabil, de asemenea, și pentru dispozitivele de rețea. Deci, practic, în acest moment putem configura un dispozitiv de rețea să discute cu mai multe management servere și el va discuta cu unul dintre ele, iar dacă acela eșuează, de exemplu în această situație, va încerca să ia legătura cu un alt management server. Deci aceasta ar fi de departe cea mai importantă schimbare arhitecturală. De asemenea, consolele se pot conecta la oricare dintre management servere, deci putem avea un număr mai mare de console în versiunea 2012. Bun, astea ar fi schimbările de arhitectură. Acum să vedem dintre noutățile aduse pe partea de monitorizare de aplicații și servicii. Aici, practic, dacă discutăm versiunea Operations Manager 2007 SP1, aveam monitorizare de servicii, aveam monitorizare de site-uri de web, de baze de date, deci puteam face o aplicație distribuită și puteam configura monitorizare chiar și din perspectiva clientului, de exemplu cu un monitor, de website monitor, pentru a verifica faptul că o aplicație funcționează corect. Deci, practic, pornind de la fiecare componentă în parte, starea de sănătate a acestei era evaluată și apoi agregată la nivelul întregii aplicații, pentru a determina dacă aplicația funcționează corect. La versiunea R2 a mai fost adăugat suportul pentru monitorizare de Unix, Linux și servere de web Apache și de asemenea baze de date Oracle. Deci acestea au fost noutățile introduse în versiunea R2. În versiunea 2012 avem în plus monitorizare de network devices îmbunătățită, o să vedeți imediat în demonstrație. Avem de asemenea monitorizare pentru aplicații .NET prin includerea componentei AVI Code achiziționată de Microsoft în Operations Manager 2012 și monitorizare de aplicații Java. În felul ăsta puteți monitoriza aplicații complexe, realizate chiar pe alte platforme, deci cu baze de date Oracle, cu sisteme Linux, Unix, cu servere de web Apache, monitorizare device-uri de rețea, deci având de la un capăt la celălalt vizibilitate în cadrul infrastructurii. Dacă ar fi să discutăm pasul următor, pentru că se discută foarte mult de private cloud și, de fapt, această serie de prezentări este dedicată soluțiilor de private cloud, putem monitoriza, bineînțeles, serverele de virtualizare, System Center Virtual Machine Manager, dar avem nevoie să monitorizăm și componentele de rețea, avem nevoie să monitorizăm și storage-ul și celelalte componente ale unei soluții de tip private cloud, inclusiv portalul prin care utilizatorii se conectează și pot gestiona mașinile virtuale. Și atunci, practic, cu Operations Manager 2012, prin importul management pack-urilor corespunzătoare, putem monitoriza întreaga infrastructură de private cloud. Acum să discutăm puțin despre monitorizarea aplicațiilor. În momentul în care avem o aplicație în cadrul infrastructurii,
Acea aplicație depinde de foarte multe componente. În primul rând, de partea de rețea, pentru că dacă nu avem comunicație de rețea bună, degeaba funcționează aplicația pe un server. Apoi, bineînțeles, depinde de componentele sistemului de operare, baze de date, servicii web. Aceste lucruri puteau fi monitorizate și la versiunile anterioare, dar acum acest lucru a fost îmbunătățit. Apoi, dacă aveam aplicații de tip .NET sau Java, până acum era o problemă, pentru că nu exista un suport foarte detaliat. Puteam monitoriza, bineînțeles, aplicația din perspectiva clientului, cu așa zisele synthetic transaction, dar cam asta era tot. Acum o să vedem că avem un suport îmbunătățit din această perspectivă. Și, în sfârșit, perspectiva clientului, care era și în versiunea 2007R2, dar care și aceasta a fost îmbunătățită. Haideți să vedem, în primul rând, pe partea de network monitoring, ce noutăți sunt. Și aici, practic, avem, în primul rând, un proces de discovery îmbunătățit, cu ajutorul căruia putem să-i specificăm device-urile care să fie interogate. Și, bineînțeles, Operations Manager se va conecta și va interoga aceste device-uri folosind SNMP. Acum include suport pentru SNMP versiunea 3, deci cu detalii suplimentare despre, putând obține detalii suplimentare despre configurația acestor sisteme. Apoi monitorizarea propriu-zisă se poate face de către orice server de management. Practic putem configura atât monitorizare din sensul către management server către device prin interogare periodică, dar putem configura de asemenea și SNMP traps pentru ca device-urile să poată trimite excepții către serverele de monitorizare. Și în sfârșit partea de vizualizare, deci în consolă și de raportare a fost de asemenea îmbunătățită. O să vedem câteva diagrame interesante, cum ar fi Network Interface Dashboard, Network Node Dashboard, care pot fi folosite pentru a vizualiza infrastructura de rețea. Practic, prin aceste dashboard-uri putem vedea pe baza informațiilor obținute de la un device, să zicem un router sau un switch, care sunt device-urile conectate cu el. Prin interogarea interfețelor respective putem afla cine se află în vecinătatea acestuia, adică practic device-uri conectate la device-ul respectiv direct și despre care acela are informații, preluând, de exemplu, informații din tabelele de ARP de pe device-ul în cauză. Și pe urmă avem o listă cu device-urile, cu starea de sănătate a acestora, cu starea interfețelor, cu informații de trafic, deci o să vedeți informații detaliate. Și pentru că am ajuns la acest subiect, haideți să vedem o scurtă demonstrație. Ok, ceea ce vedeți, sper că se vede ecranul de demonstrație, este consola Operations Manager 2012. Aici este view-ul de alerte și ați văzut că tocmai a apărut un alert. Practic aici se vor consolida alertele provenite de la toate serverele și serviciile și aplicațiile monitorizate. Sunt diverse lucruri. Practic pentru fiecare, să zicem, condiție critică avem diverse informații despre ce a produs condiția respectivă și eventual informații despre cum putem repara acea condiție. Dar pe noi deocamdată ne interesează partea de network monitoring. Putem începe prin a descoperi device-urile în cauză. Dacă ați lucrat cu Operations Manager versiunea anterioară, sunteți deja familiari cu Discovery Wizard, care putea fi folosit pentru a descoperi calculatoare cu Windows. La versiunea 2007R2 puteam face Discovery pentru Unix și Linux computers și în felul ăsta puteam monitoriza și aceste sisteme, iar acum avem suport îmbunătățit pentru monitorizare de network devices. Practic aici vom interoga unul sau mai multe device-uri, să zicem aici network monitoring. Vom configura de fapt o regulă de discovery prin care serverul de management va
descoperi device-uri de rețea și le va interoga pentru a afișa informații în consolă. E clar că nu putem instala un agent pe acele device-uri, deci interogarea se va face agentless și este recomandat să alocăm un număr de management servere corespunzătoare pentru a putea interoga toate device-urile. Acum putem face interogare explicită, adică să-i spunem exact ce device-uri vrem să interogăm, sau putem face și recursiv, asta durând mai mult și fiind un pic mai tricky, pentru că pentru orice device interogat va obține lista device-urile din vecinătate și le va interoga și pe acelea. Dar această operație, bineînțeles, poate să dureze mai mult. Trebuie să specific niște credențiale pentru interogarea acelor device-uri, practic așa zisele community strings pentru SNMP, respectiv user și parolă pentru conectarea la fiecare tip de device. Aici putem configura credențialele. De asemenea, aici trebuie să specificăm device-urile respective. De exemplu, aici aș putea pune adresa device-ului pe care vreau să-l interoghez și pe urmă să specific dacă modul de interogare este ICMP și SNMP sau ICMP only sau SNMP only. Și în cazul ICMP, de fapt, va da doar ping-uri, pentru că nu poate face mare lucru. Acest lucru este util pentru a descoperi, de exemplu, device-uri care nu au management. Sau SNMP, în cazul în care este un device inteligent și pe care îl putem interoga pe SNMP, putem specifica versiunea de SNMP care să fie folosită și dacă folosește un anumit account, deci pe care îl specificăm aici. De exemplu, selectăm acel community string pe care a fost configurat anterior. Acum, de asemenea, putem planifica acest discovery să fie rulat periodic, astfel încât să descoperim periodic dacă au apărut device-uri noi, sau să rulăm această regulă de discovery manual. Asta ar fi pe scurt device-ul de discovery, pentru că aici eu sunt într-un mediu virtual. Practic, nu voi continua acest wizard și voi merge în zona de monitoring să vedem informații care au fost colectate anterior. Dacă mergem la zona de interfaces, puteți vedea aici, de exemplu, o listă cu interfețele care au fost configurate, au fost descoperite și pentru fiecare interfață sunt o serie de informații cu privire la datele despre acestea, adrese de IP, ce fel de interfață este, în cazul ăsta vedeți că este gigabit, deci practic informații adiționale. Dacă vreau să aflu și alte informații, de exemplu care a fost traficul care s-a realizat pe acea interfață, avem Network Interface Dashboard, cu ajutorul căruia putem vedea într-o reprezentare grafică, imediat va apare, trebuie să colecteze informații din baza de date, Data Warehouse, despre traficul pe acea interfață la anumite ore, la anumite zile, deci practic asta ar fi, să zicem, informații detaliate colectate periodic cu ajutorul SNMP și în felul ăsta putem afla istoricul utilizării acelei interfețe, deci vedeți bits sent and receive, packets sent and receive, după care erori, dacă sunt utilizarea de rețea, dacă au fost alerte, în cazul ăsta n-au fost alerte, deci puteți afla în felul ăsta informații de detaliu despre interfața respectivă. Un alt view interesant este cel de network devices, deci acolo ați văzut interfețe individuale. Aici vedeți o listă cu toate device-urile care au fost descoperite în rețeaua respectivă. Și dacă selectăm un anumit device, vedeți că în cazul ăsta este un Cisco, Catalyst, care bineînțeles are multe interfețe și dacă vrem să aflăm informații despre ce alte noduri este conectat, avem un Network Node Dashboard cu ajutorul căruia puteți vedea legăturile
dintre acest device și alte device-uri, așa zisul vicinity view, și în care, practic, imediat o să apară în partea din stânga, puteți vedea legăturile, deci link-urile de rețea între acest device și alte device-uri din cadrul rețelei noastre. Toate aceste informații sunt, așa cum am spus, colectate pe SNMP. Vedeți aici diagrama de rețea, aici este device-ul nostru. Și vedeți că el este conectat prin intermediul altor switch-uri și la alte device-uri de rețea. De asemenea, aveți informații despre acest device, de asemenea privind utilizarea procesorului, response time, disponibilitate, alerte, dacă a fost cazul, în cazul ăsta nu s-a întâmplat. Deci, diagrama este dinamică, pentru că, de exemplu, dacă fac aici dublu click pe un alt device, se va reconstrui graficul, imediat o să vedem detaliile, pentru a afișa informațiile despre device-urile conectate la celălalt dispozitiv pe care l-am selectat. Și dacă vreau să arăt și, astea fiind numai device-uri, echipamente de rețea, dacă vreau să văd și ce calculatoare sunt conectate, o să vedem imediat că se vor afișa și date despre nodurile de tip computer. Vedeți că acestea sunt reprezentate sub forma unor iconuri cu server cu Windows sau după caz. Acestea fiind chiar servere monitorizate de către Operations Manager. Deci ați văzut așadar o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește partea de monitorizare de dispozitive. Operations Manager este capabil să recunoască o serie de device-uri de la diversi fabricanți și poate să discute cu acestea prin SNMP versiunea 3. E o îmbunătățire destul de mare față de ce era disponibil în versiunea anterioară. Acum să revenim la prezentare și să mai discutăm despre alte câteva noutăți din Operations Manager 2012. O altă problemă pe care o aveam de rezolvat în cazul monitorizării aplicației era că puteam monitoriza cu ușurință sistemul de operare, baze de date, servere de web, deci componente care făceau parte din infrastructura necesară aplicației respective, dar mai puțin puteam monitoriza aplicații construite pe tehnologii specifice, cum ar fi .NET sau Java. Și asta este o altă îmbunătățire sau o noutate din Operations Manager 2012. Practic, Microsoft a achiziționat tehnologia AVI Code, care era disponibilă separat pentru versiunea 2007 R2 și a integrat-o în versiunea Operations Manager 2012. În acest moment, această componentă este inclusă în Operations Manager 2012. Și cu ajutorul acestei tehnologii putem monitoriza aplicații realizate pe alte platforme, de exemplu Java 2 Enterprise Edition, cum ar fi servere de aplicații, cum ar fi WebSphere, WebLogic, JBoss, Tomcat, deci servere de aplicații folosite în special pentru aplicații Java 2 Enterprise Edition. În acest fel puteți monitoriza aplicații realizate pe aceste platforme și integra această monitorizare cu componentele specifice de Windows, respectiv sistem de operare, baze de date. Ați văzut că la 2007 R2 a fost introdus suportul de Oracle, deci puteți face o monitorizare end-to-end, acum având și suportul pentru monitorizare de rețea. În ceea ce privește monitorizarea stării de sănătate a aplicației, această tehnologie AVI Code a fost integrată în Operations Manager 2012 sub terminologia de Application Performance Monitoring. Ceea ce se întâmplă este de fapt că se poate instrumenta funcționarea unei aplicații și monitorizarea unei aplicații prin introducerea
unor filtre ISAPI pe serverele de IIS. Deci, de exemplu, dacă discutăm despre aplicațiile .NET, puteam monitoriza până acum aplicațiile din perspectiva client, respectiv făcând cereri de pe unul dintre calculatoarele din rețea către aplicația web, dar nu știam până acum ce se întâmplă pe server, dacă serverul primește cererea, cât durează, cum se face procesarea. În acest moment, cu ajutorul tehnologiei AviCode, acum numită Application Performance Monitoring, practic se instalează un filtru în IIS și se poate intercepta cererea care vine din partea clientului, urmând să se monitorizeze diverse contoare de performanță și să se vadă ce, cum se face procesarea cererii respective, în felul ăsta putând identifica cu ușurință bottleneck-uri pentru aplicațiile ASP.NET. În cazul în care sunt probleme, de exemplu dacă aplicația are erori, aruncă excepții de .NET, acestea pot fi interceptate împreună cu informații complete despre cauza erorii și de informații de tracing, de exemplu Stiva și alte informații utile pentru dezvoltatori. Practic, putând să le dăm dezvoltatorilor informații detaliate despre cum se comportă aplicația în mediul de producție. Dacă până acum poate că mai existau discuții cu privire care e cauza funcționării greoaie a unei aplicații, de exemplu că e din cauza serverului, că e rețeaua sau și așa mai departe, sau că aplicația are probleme, acum aceste lucruri se pot izola cu ușurință pentru că avem instrumentație pe partea de servere și care poate izola cu, poate folosi pentru a izola cu ușurință bottleneck-urile. În ceea ce privește consolele, o să vedem că avem pe lângă consola de tip desktop, pe care tocmai ați văzut-o și pe care o cunoaștem deja de la versiunea 2007, pentru că atunci a fost introdus acest model de consolă, avem de asemenea consola de tip web, folosită de operatorii care trebuie doar să rezolve incidente și alerte, și aceștia pot afla informații de ansamblu despre starea de sănătate a aplicațiilor și serviciilor. Și de asemenea avem un dashboard care poate fi instalat într-un portal de tip SharePoint. Deci aici practic vedeți aceleași informații de health status, atât în consola de tip desktop, cât și în consola de tip web, care e realizată în tehnologia ASP.NET, cât și în web parturile care pot fi integrate într-un site SharePoint, practic oferind, să zicem, și altor utilizatori care nu neapărat au nevoie să folosească consola de tip desktop, aceștia pot vizita un portal SharePoint și pot vedea acolo informații detaliate despre starea de sănătatea aplicațiilor, istoric de performanță și alte detalii. În felul ăsta puteți oferi informații și utilizatorilor de business sau ownerilor de aplicații pentru ca aceștia să vadă care a fost funcționarea aplicațiilor lor în timp. Acest dashboard era disponibil separat la versiunea 2007 R2. Acum a fost integrat în versiunea 2012 și este disponibil în consolă. Și aceste dashboard-uri, așa cum am spus, pot fi integrate în SharePoint și de asemenea se pot genera o serie de rapoarte folosind sistemul de SQL Server Reporting Services. Aceste rapoarte pot fi accesate fie direct, fie de asemenea publicate în SharePoint. În SharePoint funcționalitatea este de tip widgets, deci componente sau dacă vreți mici ferestre care pot fi afișate în cadrul portalului unui site SharePoint, astfel încât să avem informații multiple provenind din diverse surse. Ok, dacă ar fi să mai facem o scurtă demonstrație legată de Operations Manager 2012, aș vrea să vă arăt partea de Distributed Application Monitoring, pentru că asta era și la versiunea 2007 R2, dar acum a fost îmbunătățită. Dacă vrem să monitorizăm, de exemplu, un server de web, aveam înainte și înainte posibilitatea să facem un monitor, respectiv să
configurăm un monitor, de exemplu, unit monitor, respectiv posibilitatea de a monitoriza, de exemplu, fie un device pe SNMP, fie prin să interogăm un sistem de operare de Windows prin WMI, să interogăm fișiere log, evenimente Windows, servicii Windows și haideți să facem, de exemplu, un basic service monitor care să monitorizeze un serviciu. O să plasăm acest monitor într-un nou management pack, de exemplu, e recomandat să facem de fiecare dată un management pack nou și să zicem aplicație web. Deci facem un management pack nou și aici vom stoca monitorul pe care îl creăm în wizard-ul pe care tocmai l-am pornit. Deci un basic service monitor. Imediat o să facă refresh, o să putem da next. Un monitor basic practic este folosit pentru a monitoriza un serviciu și o să-i specificăm pe ce calculator, de exemplu, o să monitorizăm serviciul de web server și aici trebuie să monitorizăm, să-i specificăm ținta. Ținta este de obicei un server cu IIS, de exemplu o să zic aici IIS, trebuie să zic view all targets ca să sau hai să selectăm Windows computer pentru că deocamdată nu am aici management pack-ul instalat. Dar de asemenea o să căutăm serviciu și aici putem căuta pe hostul local și aici putem selecta, de exemplu, World Wide Web Publishing Service, care este serviciu respectiv. Și monitorul are întotdeauna două stări, starea healthy și starea critical, mă rog, monitorul implicit. Putem crea și o stare de warning pentru anumite tipuri de monitoare, dar acesta este de obicei cu două stări. Această stare poate fi agregată astfel încât să putem calcula după aceea starea de sănătate a întregii aplicații. Putem configura și să generăm alerte. De exemplu, când monitorul trece în starea critical, se va genera automat și un alert. Acesta este un monitor simplu, care este din perspectiva serverului, deci monitorizează serviciul de web. Putem realiza, de asemenea, putem monitoriza aplicația din perspectiva clientului, respectiv de la, aici de la Management Pack Templates, putem adăuga, de exemplu, un Web Application Monitoring, vedeți că și aici aveam disponibil Windows Service, și să zicem că monitorizăm, de asemenea, aplicație web din perspectivă client și, bineînțeles, salvăm într-un management pack-ul pe care l-am făcut anterior. O să-i zicem, deci numele serverului se numește, imediat să vedem, să verificăm să fie corect, OMNet Demo. Așa și practic cerem site-ul rădăcină, selectăm un server care să inițieze cererile, aici o să selectez aceeași mașină, dar de regulă trebuie să fie o mașină separată care să interogheze acest site de web și putem interoga orice site de web, nu neapărat pe tehnologie Microsoft, poate să fie pe Apache sau pe orice altă tehnologie pentru că e din perspectiva clientului și opțional putem bifa opțiunea de Advanced Monitoring or Record a Browser Session, prin care putem face chiar și o serie de cereri succesive către site-ul de web și să vedem ce răspunde. În cazul de față, el doar realizează o conexiune și verifică faptul că serverul de web răspunde, dar doar atât. Bun, am făcut deci aceste două componente.
Acum ar fi cazul să facem o aplicație distribuită și mergem la secțiunea Distributed Applications. Și aici creăm o aplicație distribuită care să includă componentele pe care le-am văzut un pic mai devreme. Respectiv, pornim, să zicem, aplicație web, pornind de la niște template-uri predefinite, cum ar fi Line of Business Application. Asta e de obicei o aplicație care conține site-uri de web și baze de date. Selectăm de asemenea Management Pack-ul în care să salvăm acest design. Și observați că avem o aplicație web cu două tier-uri, respectiv partea de site-uri de web, deci componenta de website, deci de web front-end, și componenta de baze de date. Acum, mutându-ne aici în zona de componente și servicii, practic putem selecta diverse obiecte pe care să le adăugăm în această diagramă de aplicație distribuită. De exemplu, dacă vrem să adăugăm o componentă, putem adăuga perspectiva client și o să vedem imediat. O să pornească un wizard cu ajutorul căruia putem adăuga perspectiva client la această aplicație. Durează puțin. Acum, bineînțeles, funcționează în mașină virtuală și merge un pic mai greu. O să așteptăm să vedem dacă pornește wizard-ul pentru a crea perspectiva respectivă. Da, ok. Deci la component group, să zicem client. Perspectiva client. Și aici la tipul de obiecte pe care putem să-l punem, ar trebui să punem configuration item, logical entity. Și aici să vedem perspectiv. Deci toate tipurile de perspectiv. Deci pentru că ne interesează să configurăm să punem într-o relație aici toate aceste lucruri. Bun, acum creăm o relație de la acest client către aplicația web, pentru că deci clientul trebuie să poată să folosească aplicația și aici, vezi, la perspective, putem să-i zicem să monitorizăm, de exemplu, partea de monitorizare de, să vedem unde am pus monitorul respectiv. Ia să vedem dacă aici, nu, puțin la proprietăți, am pus partea de monitor. Deci la Client Monitoring Entities mai trebuie să punem. Nu. Windows Client Operating nu e asta. Una dintre aceste. Deci putem să punem, de exemplu, servicii. Sistemul de operare, network adapter, deci putem monitoriza din perspectiva de rețea, să punem, de exemplu, network monitoring și să vedem dacă reușesc să găsesc până în momentul de față, de exemplu, la perspective. Cred că motivul este că nu avem o aplicație web pe portul respectiv și nu mă lasă să monitorizez lucrul ăsta. Hai să vedem dacă
De exemplu, putem avea un monitor care să monitorizeze partea de rețea, în modul ăsta îl putem adăuga la aplicația respectivă. Ok, deci ideea de bază este că putem să ne facem designul aplicației, deci să zicem componentele, nivelele și pe urmă să adăugăm monitoare pentru fiecare componentă în parte. Aici în acest scenariu, pentru că nu am de fapt management pack-urile corespunzătoare pentru bază de date SQL, pentru IIS, de fapt vedeți că avem 0 la secțiunea bază de date și IIS, deși avem, bineînțeles, pe această mașină aceste componente. Ok, asta a fost un exemplu. Haideți să mai facem încă un exemplu, dacă îl salvăm pe ăsta, și să vă arăt un exemplu de Distributed Application Diagram, care este pentru partea de servicii de mesagerie. Și în care o să vedem că putem configura o aplicație distribuită. Imediat să termine de salvat. Putem face o aplicație distribuită pornind de la un alt template de tip messaging și să zicem Exchange. Și aici vreau doar să vă arăt foarte pe scurt cum arată o astfel de aplicație distribuită care are mai multe componente și observați că totul depinde, de exemplu, de partea de placă de rețea. Și aici la Network Devices putem selecta dintre device-urile de rețea pe care vrem să le monitorizăm. Apoi avem servicii de rețea și asta depinde dacă avem cumva, uitați că aici apare serviciul respectiv. De exemplu, l-am putea pune în zona de Exchange Messaging Clients, componenta web, dacă asta ar fi fost pregătită pentru aplicații web. Dar în orice caz, ideea este că selectăm diverse monitoare din partea din stânga. De exemplu, de asemenea, putem selecta perspectiva client și această perspectivă client poate fi pusă în partea de sus. Pe ansamblu, starea de sănătate a sistemului de mesagerie va depinde, bineînțeles, de rețeaua fizică, de serviciile de rețea, cum ar fi Active Directory și DNS, și pe asta le putem monitoriza prin importul management pack-urilor corespunzătoare, și de asemenea partea de storage, partea de componente de mesagerie propriu-zisă, deci rolurile de la Exchange, și bineînțeles de perspectiva clientului, pentru că degeaba merge Exchange un data center dacă clienții nu se pot conecta. Asta a fost o scurtă recapitulare a funcționalității de Distributed Application Monitoring. După ce facem o astfel de aplicație distribuită, bineînțeles, putem urmări și vedea starea de sănătate a acesteia pe ansamblu. Și, practic, starea de sănătate va fi agregată pe baza informațiilor despre fiecare dintre sistemele componente, adică partea de rețea, de servicii, de Windows Storage, componente de messaging și așa mai departe. Deci un exemplu despre cum putem monitoriza informații pe ansamblu folosind la toate nivelele, deci pornind de la partea de comunicație în rețea și cu ajutorul noi funcționalități de network monitoring, de exemplu pentru a interoga rutere, switch-uri și așa mai departe, apoi servicii de rețea standard, cum ar fi DNS, Active Directory și așa mai departe, urmate de componente de pentru infrastructura de aplicații, SQL, IIS și alte tipuri de servere de aplicații, având în prezent și suport pentru J2EE, deci suport pentru aplicații Java, și apoi la nivel de aplicații prin posibilitatea de a instrumenta aplicații de tip .NET și Java cu ajutorul suportului inclus pentru AVI Code. Deci, practic, pe toată stiva unei aplicații, începând de la partea de rețea și terminând până la aplicația propriu-zisă, se poate asigura monitorizare cu ajutorul lui Operations Manager.
Pentru a afla mai multe informații despre Operations Manager, bineînțeles vă recomand site-ul TechNet și blogul echipei de produs de la Operations Manager la adresa blogs.technet.com/momteam, deci echipa Microsoft Operations Manager. Ok, asta a fost o scurtă introducere în funcționalitățile noi din Operations Manager. Am început cu partea de arhitectură, unde am văzut că s-a eliminat noțiunea de root management server și practic acum management serverele pot fi conectate într-un pool și sunt echivalente din punct de vedere funcțional. Am continuat cu partea de network monitoring și ați văzut câteva dintre diagramele puse la dispoziție pe baza informațiilor colectate cu SMB de pe diverse tipuri de device-uri. Am discutat despre Application Performance Monitoring și ați văzut un scurt demo despre Distributed Application Monitoring. Dacă doriți mai multe informații, așa cum am spus, puteți vizita site-ul de produs, site-ul TechNet și blogul echipei de produs. De asemenea, sunt foarte multe alte bloguri ale diverselor specialiști în Operations Manager. Acestea sunt listate pe blogul echipei de produs, deci dacă mergeți la această adresă veți găsi acolo tot felul de resurse importante despre cum puteți monitoriza diverse tipuri de aplicații. Ok, asta a fost introducerea în Operations Manager. Această prezentare face parte dintr-o serie mai mare de prezentări dedicate lui System Center 2012. Vă voi aștepta din nou săptămâna viitoare la aceeași oră cu o prezentare despre Data Protection Manager 2012, deci despre noutățile în soluția pentru protecția datelor, urmată apoi de o prezentare de închidere a seriei dedicate Private Cloud și System Center 2012, despre care ar fi niște arhitecturi posibile de implementare pentru o soluție de tip private cloud cu exemple, astfel încât să știm ce ne trebuie și cum le configurăm, cel puțin la nivel de introducere. Cu acestea, eu vă mulțumesc mult pentru participare și vă aștept din nou săptămâna viitoare. Voi rămâne încă la dispoziția dumneavoastră online pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult și toate cele bune!